Apărarea a fost cheia meciului dintre HC Buzău și Știința. Lupii, fără câțiva titulari de drept, au strâns rândurile, dominând mai ales tactic o echipă a Bacăului care, cel puțin în meciul de azi, a fost net inferioară. Buzoienii au controlat partida din primul minut, reușind să intre la cabine cu un avantaj consistent 15-11. Yo pienso que hoy hemos merecido ganar porque jugamos bien todo partido, excepto esto último. Cuando ellos salían con 4 goles de diferencia contra noi, ellos salían a hacer pressing y ahí fallamos 2-3 pases y ellos se acercaron a 2 con ese último a un gol, ¿no? De verdad, jugamos una defensa fenomenal, 5-1, no dejamos a laterales de ellos porque sabemos que ellos tienen muy buenos laterales y no dejamos y estuvimos muy bien y a parar pero en ataque con cabeza no jugamos. De verdad quiero agradecer mis chicos, mis baets que hicieron un gran partido. Muy importante esa victoria y tres puntos. Al doilea mitan a stat de asemenea sub semnul dominării lupilor. Singurul moment de cumpână a venit cu 15 minute înainte de final, atunci când Broască, Nostrati și Renault au ratat pe rând 3 atacuri consecutive. Pe final, băcăuanii au reușit să înscrie de 3 ori fără să primească gol, dar jocurile erau făcute, astfel că Pero și compania s-au impus 29-28. Asta e meci care vrem noi să vedem, un meci adevărat, cu multă luptă și dorința ambelor echipelor. Azi am câștigat noi, zic, n-ar trebui să intrăm în ultimele 3-4 minute, am avut 5 goluri avantajul, dar bine că am câștigat. Mergem înainte, mai avem mâine un meci și după aia ne pregătim pentru ultimele 3 etape care au rămas din campionat. Grație victoriei de azi, buzoienii urcă până pe poziția a 8-a a Ligii Naționale. Mâine, HC dispută ultimul meci al turneului cu Magnum Botoșani.